Iată ce ne relatează Radu Cinamar în Cartea Misterul din Egipt, primul tunel, despre preocupările și felul cum arătau strămoșii noștri acum 10.000 de ani. Aceste lucruri ele a văzut în înregistrările holografice din sala proiecțiilor din masivul Bucegi. Dacă vreți să citiți voi, găsiți aceste informații începând cu pagina 76 în cartea menționată. Conform spuselor lui Cinamar, se pare că numărul locuitorilor pe aceste meleaguri în urmă cu 10.000 de ani era relativ mic. Nu prea erau așezăminte colective și cu atât mai puțin cetăți sau orașe. Oamenii trăiau aproape numai pe crestele munților, iar singurele produse naturale pe care le obțineau erau de la oi, albine și agricultură. Oile se pare că erau mai mari decât cele din zilele noastre, dar și oamenii erau mai înalți, cam la 2 metri bărbații și ceva mai puțin femeile. În afară de agricultură și creșterea oilor, nimic din ceea ce ei făceau nu se aseamănă cu viața noastră actuală. Aproape tot timpul erau tăcuți și singuratici, preferând să rămână cu ochii închiși într-o adâncă meditație. Contemplarea, mai ales cea interioară, părea să fi fost singurul aspect care îi interesa. Femeile se îndeleniceau cu țesutul. Astfel, ele țeseau cu un dispozitiv din lemn, foarte simplu, un fel de cămașă albă lungă din lână de oaie, care era însă foarte fină și nu prea groasă. Toți purtau aceeași îmbrăcăminte. Acea cămașă le ajungea puțin peste genunchi și era deschisă în zona pieptului. La mijloc erau legați cu un brâu împletit, tot din lână. Casele lor erau alcătuite dintr-o singură cameră, deasupra căreia era un acoperiș foarte înalt, ca o piramidă. Singurul material utilizat era lemnul. În casă se intra direct de afară, printr-o deschizătură înaltă, în formă de semicerc. Nu existau nici uși, nici ferestre. Deși traiul lor era incredibil de simplu și liniștit, Condiția acelor oameni era cu mult mai presus de cea a oamenilor din ziua de azi. Aveau o noblețe de săvârșită în mișcări. Acțiunile lor erau foarte precise și niciodată repezite, iar eficiența lor era extraordinară. Niciodată nu se grăbeau, lăsând impresia că au tot timpul din lume, reușind întotdeauna să facă ceea ce își propuneau. Adeseori, în timpul zilei, în mijlocul activităților pe care le efectuau, bărbații se așezau brusc pe sol și închizând ochii, rămâneau astfel într-o profundă contemplare, uneori chiar și ore în șir. După aceea continuau imediat activitatea din punctul unde o lăsaseră. Seara, însă, femeile obișnuiau să urce mai sus pe creasta muntelui și orientându-se cu fața către soarele care apunea, ridicau mâinile oblic pe lângă urechi ca într-un gest de dăruire și în același timp de acceptare a tot ceea ce le oferea viața. Se pare că raportarea lor la sursa universală era că se poate de directă și de simplă, fără ca pentru aceasta să fie nevoie de vreun intermediar. Viața lor era în întregime spirituală și dedicată unei continue meditații, fie că munceau, fie că stăteau pe loc. Iată cum îi descrie în continuare Cinamar pe strămoșii noștri, așa cum el i-a văzut în imaginile holografice. Pielea lor se pare că era mai albă ca a rasei noastre și avea un fel de strălucire care putea fi percepută prin simțurile subtile. Toți bărbații aveau barbă și atât ea cât și părul de pe cap avea o culoare blondă către alb. Unul dintre bărbați asupra căruia s-a oprit imaginea holografică avea nasul destul de drept și relativ lat, gura cu buzele admirabil proporționate, bărbia puternică, exprimând o personalitate complexă, pumeții foarte ușor ieșiți în afară și fruntea netedă și înaltă. Părul era drept și lung până la umeri, acoperind pe o porțiune cămașa din lână cu care era îmbrăcat. Ochii lui, de un albastru precum azurul, păreau adânciți în veșnicie deși priveau spre munții din fața sa, ei păreau totuși complet rupți de realitatea fizică spre care erau ațintiți. Întreaga ființă subtilă a bărbatului parcă se resorbise într-o realitate ancestrală, aflată cu mult dincolo de posibilitățile noastre de înțelegere. Seara era momentul când cuplul se reîntâlnea, deoarece în timpul zilei bărbatul era plecat în munți cu oile. Atunci când se revedeau, Bărbatul și femeia se îmbrățișau strâns, rămânând astfel o vreme nemișcați. Apoi mâncau întotdeauna afară și când apăreau umbrele nopții, intrau în casă. Mai departe, Radu Cinamar descrie interiorul camerei acelui cuplu și prezintă câteva lucruri foarte interesante și tulburătoare, cum ar fi aceea că cei doi puteau manifesta lumina în acea cameră prin puterea voinței lor. Apoi descrie o altă scenă interesantă când un grup de nouă persoane, patru femei și cinci bărbați, au format un cerc prin prinderea mâinilor. În mijlocul cercului care îl formau, se pare că a apărut brusc o coloană de lumină albă, extrem de strălucitoare. La finalul acelei întâlniri, cei nou au dispărut inexplicabil, ca și cum s-ar fi dematerializat. Toate acestea se pare că s-au petrecut undeva în munții Apuseni. Mi s-au părut interesante aceste informații pe care eu le cred adevărate. Cel mai bine este să citiți voi acele fragmente pentru mai multe detalii. După ce am citit aceste pasaje din cartea lui Cinamar, pot spune că am și mai mult respect față de strămoșii noștri și chiar mă mândresc cu ei. Păcat că de atunci și până în prezent locuitorii acestei țări au decăzut treptat din punct de vedere moral, ajungându-se la societatea pe care o avem azi. Dar poate că noi putem face ceva să schimbăm în bine soarta acestei țări.